Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Pentru tine, anul acesta va începe cu un sentiment de opresiune. Ai o dorință arzătoare de a-ți realiza ambițiile sau de a-ți afirma dreptul la independență. Ești dornică să lupți, dar ești percepută cu o oarecare neîncredere. Ești gata să lupți la primul apel din exterior, dar parcă întârzie. Din aproximativ 7 ianuarie, ai grijă la manifestarea reacțiilor tale, luna plină îți crește iritabilitatea. Cu toate acestea, această condiție nu poate fi numită obișnuită. Ai o propunere sau născocești un proiect? În ciuda disonanței lui Jupiter cu semnul tău, realizarea lui este destul de posibilă, deoarece acest lucru nu îl împiedică pe Jupiter să-ți ofere oportunități. Întrebarea cheie este cât de fiabile sunt aceste capacități. Pentru a reuși, îndrăznește să-ți arăți cărțile din mână. Acest lucru va provoca cu siguranță tensiune, dar vei afla dacă merită să fii de acord cu astfel de condiții. Dragoste, te plictisești și asta nu contribuie la treburile inimii tale. Dacă nu ești atentă, vei avea dificultăți pe toate fronturile, iar acest lucru poate provoca anumite dificultăți. S-ar putea să simți că timpul trece prea încet. După 28 ianuarie, înțelegerea reciprocă va reveni din nou. Sfat, luna plină din 7 ianuarie dă tonul pentru întreaga lună ianuarie. Înainte de a reacționa exagerat, ia în considerare meritele, gândurile, deciziile și consecințele acestora. Cel mai important punct în relația personală a unui capricorn va fi ceea ce spui, ci ceea ce faci. Desigur, toată lumea este încântată să audă un compliment sau o declarație de dragoste. Dar dacă nu sunt susținute de dovezi, atunci efectul cuvintelor rostite nu va dura mult. În același timp, răscumpărarea cu cadouri nu este un panaceu. Principalul lucru va fi manifestarea îngrijirii și înțelegerii. Sprijină-ți persoana iubită în demersurile sale, înconjoară-l cu atenție atunci când se întoarce obosită de la muncă, lasă-l să nu fie nevoit să-și facă griji pentru nimic altceva. Luna aceasta vei avea șansa să te întorci la relațiile din trecut. Dacă ești cu adevărat sigură, fă primul pas, fii perseverentă. Copilul va avea nevoie de supraveghere mai atentă decât de obicei. Poate că ți va spune ceva, accidental sau intenționat, nu contează. Oricum, este important să știi ce se întâmplă. Și ai încredere în intuiția ta, nu te va dezamăgi. Sănătatea. Capricornii cu boli cronice nu ar trebui să uite de prevenire în ianuarie. Există o posibilitate de exacerbări. Nu pune prea multă presiune asupra inimii tale. Dacă înainte de asta nu ai fost implicat activ în nimic de mult timp, înseamnă că acum nu este momentul. Dacă te îmbolnăvești, răcești, atunci sarcina ta principală este să te odihnești, să te recuperezi. Dacă vei lua un număr mare de medicamente în timp, nu este o întrebare fundamentală. Întrebarea este, cât timp de recuperare ai nevoie? Banii. Ianuarie poate fi o perioadă grozavă pentru eforturile profesionale. Acest lucru este valabil și pentru propria ta afacere, asupra căreia te decizi în cele din urmă și pentru unele proiecte mari care sunt coapte pentru implementare. Luna aceasta poți să-ți asumi riscuri și să nu pierzi timpul cu fleacuri. A doua jumătate a lunii va fi mai profitabilă financiar decât prima. Venitul va fi stabil, poți conta chiar pe niște plăți anticipate sau pe plata serviciilor pe care le furnizezi la un preț mai mare. Dacă aveai de gând să-i ceri șefului tău o creștere de salariu, vei reuși, dar numai cu condiția să decizi să mergi și să începi o conversație despre asta și să nu te bazezi pe un set adecvat de circumstanțe. În general, în afaceri, multe vor depinde de tine personal. Cu cât ești mai activă, cu atât vei realiza mai mult. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!